Bună ziua tuturor! În materialul de astăzi vom învăța să determinăm densitatea substanțelor. În viața de zi cu zi, întâlnim destul de des situații în care corpuri cu volume diferite au aceeași masă. Dar întâlnim și situații în care corpuri identice, adică cu volume egale, au mase diferite. Ceea ce diferențiază aceste corpuri este raportul dintre masa și volumul lor. Într-un cilindru gradat, introducem volume diferite din același lichid. Cu ajutorul unui cântar, măsurăm masa lichidului din fiecare cilindru. Observăm că, deși se modifică masa și volumul lichidului din cilindru, raportul lor rămâne constant. Mărimea fizică, egală cu raportul dintre masa și volumul unui corp, poartă numele de densitate. Ea se notează cu litera grecească ρ și în sistemul internațional se măsoară în kilogram pe metru cub. Trebuie menționat faptul că densitatea este o caracteristică a substanței din care este făcut corpul. Deci, ea este o constantă de material. Pentru a determina densitatea unei substanțe, trebuie să măsurăm masa și volumul acelei substanțe. Măsurarea masei unui corp se face cu ajutorul balanței prin așezarea pe un brat al acesteia a corpului a cărui masă vrem să o măsurăm, iar apoi echilibrăm balanța cu mase marcate. Volumul corpurilor solide, cu formă geometrică regulată, se face prin măsurarea dimensiunilor și utilizarea formulelor matematice de calcul a volumelor. Pentru a măsura volumul corpurilor neregulate, folosim un cilindru gradat, citim nivelul lichidului înainte și după ce am introdus obiectul în el. Volumul corpului va fi diferența dintre volumul lichidului după ce am introdus obiectul și volumul lichidului înainte de a introduce obiectul în el. Folosind noțiunile învățate aici, determinați densitatea lemnului uscat și apoi pe cea a fierului. De ce lemnul plutește pe apă, iar fierul se scufundă?